Am pornit spre oaza noastră unde ne aștepta o grămadă de activități. Prima activitate fiind un show cu falconul, care este simbolul Emiratelor Arabe Unite. Pe vremuri, falconul era antrenat de stăpâni să le vâneze mâncare. Îl regăsim inclusiv pe bannotele lor naționale. Fiecare falcon din Emirate are un număr unic de înregistrare, ceea ce înseamnă că este al cuiva. Și noi am venit cu falconul nostru. Următoarea activitate a fost o plimbare cu dromaderul, însă noi am dat skip. În schimb, ne-am dat pe sandboard. În oază puteam servi ceai, curmale și lipie cu pui pentru început. Cam așa arăta oaza noastră. Aici se vindeau suveniruri, haine de port național și puteai să-ți faci și un tatuaj cu henă. Între timp, ne-am relaxat asistând la câteva numere artistice. La cină a fost un bufet suedez cu mai multe feluri de mâncare, grătar și dulciuri. A fost frumos. Experiența a durat aproximativ 7 ore și a costat 300 de lei de persoană.